Gata, pupăză, ai rezolvat cu insomnia? Nu, dragă, tocmai de asta te sun. În 3 zile am dormit nici 12 ore. Stai liniștit, e normal, vârsta, andropauza, lipsa de mișcare, ia zi. Te-ai împăcat cu industria farma, poți să-ți recomand ceva pastile naturiste? Fără pastile. Că știu eu, așa zisele naturiste sunt tot niște chimicale. Și bat ficatul, sau îți bubuie inima. Bă, dar tu chiar e steria de bombe, dacă totul îți bubuie. Nu de bombe, de pastile. Că industria farmaceutică e mână în mână cu statul paralel. Și vor să ne facă sclavii medicamentelor ca să ne aibă la mână. Ți-am mai explicat. Știi ce? Ia găsește-mi tu o altă soluție fără pastile, dar repede. Bine, 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 o să caut. Ah, și fără număratul oi, că îmi schimb consilierul pe probleme de sănătate publică, s-a înțeles? Da. Ce face omul munților, domnul Yeti? Yeti la ea ce glume de rată preorășenească are. La datorie, madame, apăr țara de infracționalitate, nu ca alții care se încârdășește cu ea. Sper că nu te referi la mine. Nu, normal, că nici colivă n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase aparastaz, Duduian, mie îmi spui. Mai ușor cu pianul pe scărmârlane, că eu n-am nicio treabă cu clanurile din București, da? Că dacă aveam, te umflam și pe tine și pe prietenul tău, Igor. Mă rog, pe tine mai puțin, că ești deja umflat. Dar zic să revenim la subiectul pentru care am sunat. Am o afacere grasă pentru tine. Nu merge, că nu mai vreau să am treabă cu grăsimile, că sunt la cură, că trebuie să fiu suplu. Am de alergat pe munți, după infractori, pe pădure, după de-astea, de cărat, buștere, cuperați, chestii de-astea de supererou. Băi, nu e vorba de mâncare, fomistule. Voiam să mă ajut să cazez niște grupuri de turiști în zona Râșnov. Dar dacă nu te interesează comisiunul, apelez la altcineva. Mai puțin prostovan. Dar cine a zis că nu mă interesează repezit-o? Normal că mă interesează. Dar facem comisionul jumii-jumă, auzi? Ok, din fiecare jumii îți dau câte o jumă. Ce zici? Pentru început e bine. Ce trebuie să fac? Alo, da. Ce faci, băi, mârlane? Uite, mi-a șoptit o păsărică că ai un ochi mov. Băi, nu mai sta mă și tu lângă ușa la birt. Că nu știi cum intră unul brusc și ți-o trage. Fă mișto nerecunoscătoare cu pentru agenția ta m-a sacrificat și pentru agroturismul local. Hai, nu mai spune. Detaliază că am chef de râs. Ai mâncat bătaie în interes de serviciu? Adică vrei să fii atracția zonei? Dinozaurul cu ochi mov? Se poate? Ești bani mai mulți? Mârlane, ai făcut ce ți-am zis? Normal, de ce crezi că am ajuns așa? Am întrebat toate fetele de Râșnov dacă e virgine. Ba mai mi s-a dus în bohul localitate că sunt pervers. Băi, București, tu știa de mult chestia asta. Nu facem nimic cu virginele Dacia. Nu, că e mândre ale dracu și caftancio aici. Nu vor să se combine cu străinii. O fi o tradiție în Râșnov să se ia doar între ei. Nu știu. Mârlane, tu chiar ești idiot, băiatule. Mai bine idiot, dar cu un ochi funcțional decât chior. Eu nu mai întreb acum niciuna dacă e virgină, clar? Păi cine te-a pus, mă, tântălăule? Eu nu la fetele virgine mă refeream. La peisaje, atracții, locuri frumoase, mă, în care n-a ajuns gloata. Cum căutau aia la mare plaje virgine ca să fugă de COVID, că mă zăpăcești. Așa și tu, că nu vreau să trimit turiști la cetate la Râșnov, că acolo e aglomerație, deci nu e distanțare socială. Și eu, fiind agenția președintelui, trebuie să dau un exemplu, nu? Păi și acum spui deșteaptă după ce mi-a luat daună. Ia să-mi faci cascul. Capsecu-ți fac. Hai, du-te să faci pozele alea cu niște locuri neumblate, virgine! Păi dacă sunt neumblate, eu cum ajung acolo? Băi, băi, neumblate, adică neștiută de multe lume, capseco. Caută și tu în ghidurile mai vechi, pe hărțile turistice de pe vremea lunea Nicu. Comori naturale uitate de lume. A, păi cu astea se rezolvă. Care gazda mea o bibliotecă plină de cărți despre turismul din zonă. Tratament natural 100% și fără pastile.
100%. Vezi că se poate? Așa te vreau. Ca să le dăm daună totală hienelor hulpave din industria farmaceutică. Uite, vezi, dacă cauți, virgulă, întotdeauna există o alternativă naturistă. Ia zi, dragă, ce trebuie să fac? Sex. Că organismul tău nu mai secretă hormonii de la tinerețe și trebuie stimulat. De ce ai nevoie de femeie? Că după sex, sigur o să dormi neîntors. N-am nevoie, dragă, de nicio femeie. Auzi, dar de unde știi tu că eu nu fac sex? Din comportament, pupăză. Uite, ești ușor isteric spre foarte isteric. Și asta o să-ți afecteze activitatea profesională. Că dacă ești irascibil, o să intri în conflict cu guvernul, cu ziariștii, cu toată lumea. O să-ți faci tone de dușmani. Ce să spun, știi tu? Du-te de aici că mă nenorocești. Du-te de aici, du-te. Are dreptate, Teo. O să nebunesc fără o femeie. Deja am început să am coșmaruri erotice. Varvara. Nu pot să cred. Vis în vis. Varvaro, încetează cu chestiile astea că intrăm în belele. E, dar stai liniștit că te sun dintr-un loc sigur. Aici nu ne poate asculta nimeni că am dat drumul la apă. Sunt udătoată. Adică cine să ne asculte? Ei, știi tu bine, să nu dăm nume. Papușaru. Și să știi că mi-am pregătit toate poveștile, iar acum mă pregătesc și eu, că de mâine sunt la tine să te adorm seară de seară. Nu mai e nevoie. Nu mai e că am rezolvat cu insomnia. Nu trebuie să mai vii, ai înțeles? Normal, domn președinte, cum să nu înțeleg, da? Păi atunci, noapte bună. E precaut, normal. Că dacă era prost, n-ajungea președinte. Dar lasă că o să mă conving eu. Doamna Getuța, sănătate să... Bună cafeaua. Mă duc până la butic să cumpăr niște bere, că azi am legat o afacere de paină, mare căprioara. Da, cum s-a întâmplat? Păi totul se datorează dragostei mele pentru carte. Că mi-a plăcut de mic, mi-a plăcut cărții. Dar ce zic că de mic? Când eram pe clasa 11, da? Am avut un pachet de cărți de poker. Mi l-a lăsat un coleg la școală, dar nu de alea vor, de cărți. Cărțile, general, mi-a plăcut cărțile, dar am zis că nemuresc. Da. Care e cartea ta preferată? Am ăsta cu dama, da. Dama cu canalii. Mi-a plăcut maxim. Cu camelii, da. Ai văzut opera? Eu locuiesc în București, ceva mai dragul. Trec în fiecare zi pe Parcul Operei. Nu, opera Dama cu camelii de Alexandre Dumas. De Alexandre, da. Chiar eu am avut bilete la opera asta, dar...
în ziua când am avut, era florăresele în grevă și n-a avut camelii și de-aia m-am dus la Dama cu canalii, că acolo mai prins bilete, ce dragă, așa. Da. Discuția cu tine mea a deschis pofta de a citi ceva. Mm. 20 de minute că mă întorc, mă rup la butic să iau ceva de citit și mă întorc niște berică proaspăt. Hai că am fugit, rămâneți și nu plecați, da? Da. De ce ai nevoie de femeie? Că după sex, sigur o să dorm neîntors. S-o aduc pe Antonia? Nu, 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 nu merge, nu merge, că o să urle presa că e amanta mea. Sau... aș putea să o aduc cu un grup de mai mulți ziariști. Da. Da, când o să vadă ea unde stau, o să zică că, virgulă, țara e în foame și o trăiesc în lux. Ce mai vrei? Am vrut doar să verific dacă dormi. Și dormi. Somn ușor. Vise plăcute care cine să te sărute. Calmează-te și mai zi o dată. Ai plecat fără să plătești? Ar fi fost bine, Duduia Geta, bă, tocmai pentru că am plătit, am probleme. Că banii erau falși. Ce te uiți așa? Că ei care aveai matale în cărți. Da-i problemă. Că mă și miram să faci dita-i viroaca din afaceri cinstite. Fii atentă că dacă nu faci o reducere la chirie, ei nu mai discutăm, te dau pe mâna autorităților de nu te vezi. Da, mă. Deci ai corupt și poliția. Eram sigur. E atunci o să sun direct la președinție, că eu sunt și consilier prezidențial. Măi, Mârlane, calmează-te, că n-am făcut niciun fals. Bagnotele alea sunt semne de carte. Luate din piața de la ruși. Și ce-ai făcut? Ai dus cu ele? Ce-ai căutat cu ele la magazin? Bă, tu ești și hoț? Nu, scuze să fiu hoț, le-am băgat în buzunar din greșeală. Când am citit cărțile, atunci când le-am citit, că mi-e trebuie bibliografie pentru zona Râșnovului, pentru afacerile alea grande, că-s legate de turismul de aici. Și când le-am băgat în buzunar, s-a încurcat cu banii mei, că e leiți, că două picături de bere, auzi? Auzi și vrei să te cred, ia că sun la poliție, nu mai... Păi, Da, dacă mai adaug ceva la chirie, mă crezi? Să dea naiba să-mi dispară ceva din casă. Cu să dispară din casă? Nici o șansă, că eu o să o păzesc ca pe ochii din cap, Duduia Geta. Că nu ți-am zis, dar eu sunt comisarul pădurilor de acum și ne-am înțeles că... acum mai mă ajut și pe mine cu o chestie, două, să mai găsesc și eu ceva să atragă turiștii străini. Hai că și interesul matale, că acum dacă se dezvoltă turismul în zonă, o să ai avantaje. Că o să am și eu și am și din ce să-ți plătesc chiria pe care mi-ai mărit-o, că nu mai stau la cor, stau la mata în casă acum. Așa, și ce fel de atracții turistice te-ar interesa? Ce m-ar interesa pe mine ar fi niște vergine. Nici o șansă. Nu mai sunt proaste în localitatea noastră. Nu, mama, ai rămas aici în Râșnov. Să trecem peste... Aș putea să te pun în legătură, de exemplu, cu niște videochatiste. Vreau. Dar așa rău arăt? Scuze, dar m-am trezit cu noaptea în cap că am vrut să ajung la tine pe întuneric. Nu care cumva să mă urmărească curioșii aia. Știi tu cine? E realitate? Ești adevărată? Normal. Și ăștia sunt la fel. Nu pot să cred că e real. Păi, verifică și tu mai temeinic dacă erau din silicon. Nu crezi că scârțăiau? Dă-mi tu o palmă. Stai, dragă, ce dai? Că tu ai vrut! Nu. Nu, e clar. E clar. Am luat o raznă de la insomnie. Da, asta nu e exclus. Dar stai liniștit că te rezolvă fata.
Da, am și adus, dă-mă-i geanta. Stai să scoți. Nu, nu vreau să-ți văd lenjeria. Eu mă referam la cărțile de povești. Da, dacă vrei să trecem direct la acțiune, nu-i problemă. Și îmi bracă imediat la loc. Nu, dar ne-a hotărât ești. Mă rog că sunt eu răbdătoare. Deci, revenim la citit. Ai răbdare că acum am o urgență. Da, înțeleg. Ia zi, cu ce poveste vrei să începem când vii? Am așa. Am Emanuel cu una, Emanuel cu două și Emanuel cu trei. Și eu cu eu cine sunt? Emanuel! Cu cine? Cu mine. Gura. Ce, domn președinte? Ți s-a făcut dor de noi? Exact. Adică profesional. Fii atentă. Ia-l pe Hasan și veniți de urgență la Orănești, că am treabă cu voi. Ce treabă? Ce contează? Ce contează? Parcă erai disperată să veniți la Orănești. Ce, acum nu mai vrei? A, ba, vreau, pupă, să vreau, cum să nu vreau. Păi, într-o oră suntem la tine. Dracu, să ajungeți, mă, într-o oră. A, fii atentă, să nu vă prind că luați elicopterul de la protocol, că îmi sare toată presa în cap și... Stai, pupă, ză, că era o metaforă. Cu toate că dacă ne aduce și Oimărescu, nu o să facem cu mult mai mult. La ce față are, se dau toți din calea lui. Aceasta este cascada urlătoare. Și aici avem Valea Gaura. Desfăvadă picioarele alea mai mult, că dacă nu vede turistul, atracția turistică nu bagă banul. Iar acolo, sub poala muntelui lui Venus, puteți vedea crăpătura doamnei. Ce sunt, mă, porcările astea pe care mi le-ai trimis? Ce porcării, făi, femeie? Au trecut porci bistrezi pe-n cadru sau care treaba? Nu i-am văzut, că eram concentrat la cadru și la text. Porcării, adică porcoșenii, vulgarități și toate cele. Păi ai zis că vrei atracții mai speciale la care n-ajunge toată gloata, tot vulgul. Deci nici vorba de vulgarități, că la cât costă alea nu pupă decât premianții. Dar ce, nu-ți bune imaginile? Și încă cum? Deja le-am trimis colegilor de la Moravuri să-și updateze banca de date. A, păi atunci dai jumite juma ăla. Că folosesc mai multe entități materialele mele, nu numai agenția ta. Are simțit-o. Ce faci, femeie, în ținuta asta? Să nu spui că piscina aia e doar de decor. Nu, e clar, e clar, visez. N-are nimic, tu apucă-mă de mână. Hai să nu spui că vrei să te trag și de deget. Mă rog, trage-mă de ce vrei tu, eu te conduc la piscină. Oricum, tu nu trebuie să te trezești, trebuie să dormi cât mai mult, să fii cât mai odihnit. Că te așteaptă o noapte de poveste. Aoleu. Adică în care citim povești. Aoleu, eu sunt treaz, nu mai dorm. A, bun, păi atunci hai să intri în... Nu vreau să intru în... În piscină, că notul relaxează. A, da, eu nu not. De ce? Să nu-mi zici că nu știi? Da, exact, uite, nu știu. Adică am uitat. Pupăză, notul nu se uită, e ca mersul pe bicicletă, nu se uită niciodată. Păi da, dacă nici pe aia nu știu să merg. Așa că du-te și îmbracă-te, că nu mergem la nicio piscină. Dar nu e nevoie să notăm. Putem să stăm la soare, ne relaxăm. Ce vorbești, dragă, ai nebunit? Păi tu nu vezi ce soare aici la Olănești în decembrie? Vrei să ne ardem? Da, adică nu. Corect, dă-mi naiba de soare că putem să ne ardem și aici, nu-i așa? Uite, tu trebuie doar să te întinzi. Și eu îți fac un masaj tailandez. O secundă, da, că... Da. N-am terminat ce începuse mai devreme. Ah, da, interesul național înainte de toate, știu. Știu. Emma, puteți să luați elicopterul prezidenția? Nu mai comenta, e un ordin! Ce mă exciți când ești autoritar și ferm. Mai zile ceva bestie. Fii feroce.
Veniți, mă! Da, o să verific eu. Ce-ți mai place să joci? Telefonul unde? Ia zic, mă... În apă! În apă! Acest simplu, lăsat-o la așa și mai gata.